David să fie Domnul. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și înălțat să fie Dumnezeul lui Israel. Amin. Amin. Frați și surori, vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Carte în această seară la un pasaj din Cartea Psalmilor, cel mai lung psalm al Bibliei, psalmul cu numărul 119, dar din psalmul acesta lung al Scripturilor, în această seară să citim foarte scurt, doar două versete, versetul cu numărul 137 și versetul evident următor cu numărul 138. Dintr-un psalm lung, două versete scurte. Pagina 627. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Tu ești drept, Doamne, și judecățile tale sunt fără prihană. Tu întemeiezi învățăturile pe dreptate și pe cea mai mare credincioșie. Amin. Să mai citim o dată? Poate nu ar fi rău. Haideți încă o dată să fixăm pasajul acesta în mintea noastră. Tu ești drept, Doamne, și judecățile tale sunt fără prihană. Tu îți întemeiezi învățăturile pe dreptate și pe cea mai mare credincioșie. Amin. Slăvit să-i fie numele. Vă invit să vă așezați. Mă bucur în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie. Cu foarte mulți ani în urmă am fost pe la dumneavoastră, tatăl meu trăia, eu eram tânăr, adolescent pe atunci și de atunci au trecut, cum spuneam, mulți ani, nu ne-am mai văzut, am ținut legătura puțin de tot, văzându-ne la conferințe cu frații dumneavoastră păstori. Dar iată că prin harul lui Dumnezeu și prin îndurarea sa cea mare, în această seară putem să fim împreună, să ne bucurăm de îndurările Domnului și să onorăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă aduc salutări sfinte, calde, salutări cu inimă de la Biserica Soră, care e doar la mică distanță de dumneavoastră. Și în numele tuturor și a bisericii vă doresc har de la Domnul, îndurare și putere și multă prosperitate duhovnicească. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Salut și frații păstori care nu sunt aici și mă refer concret la familia Hada, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am vorbit la telefon, mi-a spus fratele Gligor că o să lipsească, înțeleg și eu mă bucur că sunt în Biserica Domnului. Pentru că în Biserica lui Hristos e bine, e frumos și aici ne bucurăm de har, de îndurare și de binecuvântare. Amin. În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră, frații și surori, un mesaj care va vorbi sau în care am dorit să pătrundem în conceptul acesta de dreptate a lui Dumnezeu. Ce este dreptatea lui Dumnezeu? Cum funcționează? Cum trebuie să ne raportăm noi la dreptatea lui Dumnezeu? Într-o zi, pe treptele tribunalului din localitate, un om ieșea, părăsea tribunalul și urla cât îl ținea gura. Nu-i dreptate! Nu-i dreptate! Un magistrat care nu făcuse parte din completul care tocmai analizase problema acestui om și care dăduse o rezoluție care nu era favorabilă, auzindu-l și înțelegându-i într-un anume fel durerea și trăirile, se apropie de el, îl bate pe umăr și îl întreabă cu mult respect: Domnule, ce problemă aveți? De ce spuneți că nu e dreptate? Și atunci omul nostru, găsind pe cineva deschis pentru ca să-l asculte, îi povestește, îl ascultă
Și la final, magistratul îi spune următorul lucru. Zice, domnule, am să-ți spun ceva. Aici, la tribunalul acesta, notează, te rog, ce-ți spun acum. Aici, la acest tribunal, nu se face dreptate. Și dintr-o dată, omul s-a speriat. Neștiind ce să creadă. Pentru că tocmai ajunsese acolo cu dorința de a-i se face dreptate. Magistratul continuă și spune, aici nu se face dreptate. Aici se aplică o lege. Corect? Dar ce este dreptatea? Pentru că în mentalul nostru colectiv, în mentalul nostru național, internațional, există termenul acesta și fiecare dintre noi spunem, domnule, este sau nu este dreptate? Fiecare dintre noi opinăm, emitem idei, facem analize. Și analizele noastre, în final, concluzionează foarte simplu, prin ancorarea problemei analizate, fie într-un mediu despre care spunem e drept, fie într-unul despre care spunem este nedrept. Am să vă dau un exemplu din Scriptură. Dacă rămânem la Cartea Psalmilor, v-aș ruga chiar să deschidem împreună la capitolul cu numărul 73. Este un psalm extrem de bine cunoscut. Vi-l pun în față și eu pe autor, este vorba despre Asaf. Și el zice, da, Dumnezeu este bun, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se clatine piciorul, era să-mi alunece pașii. De ce? Mă uitam cu jind la cei nesocotiți, vedeam fericirea celor răi. Da, nimic nu-i tulbură. Trupul le este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințe. Mândria le slujește ca salbă, râd, vorbesc cu răutate, își înalță gura până la ceruri, aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu? Ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba mi-am curățat inima, mi-am spălat hainele nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Și ar zice psalmistul că nu este dreptate. Continuă însă psalmul și la un moment dat incursiunea psalmistului trece dincolo de o anumită sferă, trecând dincolo, psalmistul spune da. Era să mi se clatine piciorul, era să mă pronunț greșit cu privire la acest concept. Analiza mea a alunecat în derizoriu, am fost neatent, simplu eram pe punctul de a rosti un cuvânt neînțelept și totuși, fiind neînțelept, fiind fără judecată, versetul 22, fiind ca un dobitoc, am zis, până la urmă, eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, mă vei primi în slavă și pentru mine, fericirea, ultimul verset, este să mă apropii de Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Și dintr-o dată, perspectiva, paradigma se schimbă. Așadar, în această seară, frați și surori, aș vrea să mergem puțin în zona aceasta și să vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, ce este ea, cum funcționează, cum trebuie să ne raportăm la dreptatea lui Dumnezeu. Doar 4 gânduri, am să fiu telegrafic, închei la timp, nu vă stresați, nu o să trecem peste program, știu că aveți priveghi, toate o să fie foarte bune. Nu trebuie să vă faceți niciun stres cu mine. O să închei la timp. Trebuie doar să-mi urmăriți argumentarea, pentru că o să încerc puțin logic să mergem în această seară și să abordăm subiectul din perspectiva aceasta. În primul rând, dacă ar fi să ne referim la dreptatea lui Dumnezeu, ar trebui să spunem următorul lucru.
Nu putem să vorbim despre o dreptate a lui Dumnezeu în afara unei legi, în afara unui cadru. Marea noastră greșeală, frați și surori, este că ne referim la Dumnezeu fără să-L ancorăm, fără să-L așezăm în cadrul în care trebuie să fie așezat. Vorbind despre Dumnezeu, ne permitem să facem tot felul de afirmații. Cu precădere atunci când este vorba de bine și rău, sau când este vorba despre suferința cuiva, suntem extrem de tentați să ne așezăm pe scaunul lui Dumnezeu și să oferim verdictul, fără să așezăm problema aceea în sfera, în locul în care Dumnezeu de fapt o așează. Nu uităm, primul gând al acestui mesaj cu referire la dreptatea lui Dumnezeu este următorul, că pentru a ne, sau pentru a defini dreptatea lui Dumnezeu, trebuie să existe o lege, un cadru, o voie a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, și ne întoarcem la Psalmul 119, în versetul 137 pe care l-am citit, Dumnezeu spune: Tu ești drept, Doamne, judecățile tale sunt fără prihană, îți întemeiezi învățăturile pe dreptate și pe cea mai mare credincioșie. Adică, atunci când Dumnezeu se exprimă, atunci când Dumnezeu vorbește, El face apel la legile sale, la dreptatea sa și la credincioșia cu care aplică cuvântul dreptății sale. V-aș da bună oară un exemplu pentru aprofundarea acestui punct și v-aș invita să mergem în urmă, în istorie, și să ne aducem aminte de faptul că la un moment dat Dumnezeu oferă poporului său o revelație, aș putea o numi directă, și anume ia două table de piatră și ce face Dumnezeu? Scrie. Ce scrie? Scrie legea sa. Dumnezeu, de fapt, acolo în scrierea aceea, în săpătura aceea, de altfel Dumnezeu se descoperea pe sine. Sau, dacă vreți, definea cadrul care va defini, sau prezenta cadrul care va defini dreptatea lui Dumnezeu. Foarte interesant este următorul lucru. Niciodată Dumnezeu nu va ieși din cadrul acesta. Dacă este să vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, întotdeauna dreptatea sa va fi ancorată în legea lui Dumnezeu. De ce? El este credincios. Aplică cu credincioșie. Dar nu putem să vorbim despre o dreptate a lui Dumnezeu în absența unei legi a lui Dumnezeu. Într-un ziar din 5 iulie 2022 era următorul titlu. Zice așa, mi-am notat lucrul acesta ca să îl reproduc exact cum era acolo trecut în ziar. O lege strâmbă obligă la o dreptate strâmbă. Ministrul, și nu-i pomenesc numele, anunță corectarea unei legi strâmbe și odioase. Se poate să fie o lege strâmbă? Ce ziceți? Se poate. Iată că ancorarea unei dreptăți este de fapt nimic altceva decât legarea ei, decât aducerea ei în contextul unei legi. Și atunci când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, frați și surori, stimați oameni, doamnelor și domnilor, aș vrea să înțelegem întâi și întâi acest principiu de bază, legea lui Dumnezeu. Haleluia lui Dumnezeu! Cine nu cunoaște legea lui Dumnezeu, să nu se așeze niciodată pe scaunul judecății. Este foarte greșit, este foarte periculos să ne așezăm pe scaunul judecății
Și e bine să lăsăm pe Dumnezeu să facă treaba asta, dar este foarte important să înțelegem că economia sau în economia lui Dumnezeu, dreptatea lui se manifestă în contextul în care este ancorată în legea sa. Slăvit să fie numele Domnului! V-aș citi bună oară un pasaj de data aceasta din Noul Testament. Vă rog să deschideți cu mine la o carte care îmi place extrem de mult. Spune Sfântul Apostol Pavel, Romani, capitolul 7. Versetul 7, bună oară. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Așadar, primul pas în ecuația aceasta a dreptății lui Dumnezeu e să înțelegem principiul cu referire la legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu îl descoperă pe Dumnezeu, îl revelează. În legea lui Dumnezeu, de fapt, noi nu întâlnim un cod. În legea lui Dumnezeu, noi nu întâlnim niște articole de Constituție. În legea lui Dumnezeu, noi întâlnim pe Dumnezeu, caracterul lui, natura lui. Îl întâlnim pe El în felul în care El gândește. Există lucruri care ne sunt descoperite. Există însă lucruri care nu sunt descoperite. Din cauza aceasta este foarte greu să pătrundem în sfera dreptății și operativității ei din perspectiva lui Dumnezeu. În al doilea rând, ce este dreptatea lui Dumnezeu? Dreptatea lui Dumnezeu nu este nimic altceva decât aplicarea legii lui. Nu este aplicarea legii mele. Nu este aplicarea legii dumneavoastră. Nu este aplicarea legii guvernului. Din cauza asta, viața noastră spirituală este mai degrabă așezată în zona legii lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu este, din perspectiva noastră a credincioșilor, superioară oricărei alte legi, pentru că este o autoritate superioară. Dumnezeu să fie binecuvântat! Dreptatea este nimic altceva decât faptul că Dumnezeu aplică cuvântul său, legea sa, se aplică pe sine în probleme, în circumstanțe, în viețile noastre. Asta este dreptatea lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. La Domnul Iisus Hristos au venit la un moment dat niște oameni și au găsit o femeie, spun ei, aici e discutabil, dar nu intrăm în amănunte, că tocmai au prins-o când săvârșea un păcat. Au adus-o la Domnul Iisus Hristos, au condamnat-o, au judecat-o și acum vreau să vadă ce spune Mântuitorul. Ei bine, Mântuitorul în momentul acela nu face altceva decât să aplice legea sa. Ce spunea legea sa? Legea sa spunea următorul lucru, că de fapt singurul care are dreptul, care are autoritatea să condamne păcatul, nu este omul. Este Dumnezeu. Și în momentul acela vreau să vă imaginați în față stă femeia, vin părâșii ei, o înconjoară, Hristos este și El undeva acolo în centru și ei vin și toarnă, și toarnă, și toarnă și vin cu argumente. Și dacă vreți, reinterpretează, redefinesc legea lui Dumnezeu. Și Mântuitorul stă și se uită la ei, îi ascultă, le dă timp. Domnul are umor, îmi place enorm de mult de Hristos. Scrie cu degetul pe pământ, am impresia că îi întărâtă. Se uită la ei, scrie cu degetul pe pământ, le oferă timp să descarce. Și în final, Domnul aplică dreptate. Se folosește de lege, se ancorează în lege și vorbește. Și vorbirea lui sună în felul următor. De acord, aveți dreptate. Doar că asupra păcatului poate să opineze sau poate să manifeste judecata doar cel care este fără păcat. Și în momentul acela le spune, aveți dreptul?
luați piatra, dar trebuie îndeplinită următoarea condiție: să n-ai păcat. Și rând pe rând, oamenii pleacă. În final, Mântuitorul, rămânând singur cu femeia, pune și el întrebarea: femeie, unde sunt părâșii? Doamne, nu știu, nu sunt. Nu mai sunt? Și acum apare din nou dreptatea lui Dumnezeu: nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Slăvit să fie numele Domnului. Se aplică legea lui Dumnezeu. Asta este dreptatea lui Dumnezeu. Acum aș vrea să fac o afirmație și sper să fiu foarte bine înțeles. Afirmația este următoarea: dreptatea lui Dumnezeu nu presupune milă. De foarte multe ori în viața noastră există această idee că Dumnezeu este milos. E adevărat, nu contrazic această idee, pentru că ea este una biblică. Dar aș vrea să operăm în această seară și cu această dimensiune a adevărului, că în dreptatea lui Dumnezeu nu este milă. Dreptatea aplică legea lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Păcatul nu se iartă, păcatul se plătește. Păcătosul beneficiază de iertare. Dar datorită unui principiu scris în lege, Dumnezeu niciodată nu va schimba dreptatea lui. Cine știe matematică aici? Foarte bine. Cine e olimpic la matematică? E cineva? Fratele păstor mi-a spus foarte multe lucruri faine despre dumneavoastră. Foarte multe. Bun. Cine a terminat bacalaureatul? Cine a avut bac anul ăsta? Hai că nu vă încurc. Bun. Să presupunem că eu sunt școlerul acela de la bacalaureat. Una dintre problemele de la bac ar fi să facem un grafic și să desenăm un grafic care să fie drept. Cum l-am desenat? Drept. Drept. Da. Nu așa, nu așa, nu așa, nu așa. Drept. Când ne referim la dreptatea lui Dumnezeu, oameni buni, aș vrea să înțelegem acest principiu. Dumnezeu este drept. E intransigent. Are o lege. În lege se revelează, se descopere, iar dreptatea lui Dumnezeu este aplicarea acestei legi. Și Dumnezeu, când aplică legea aceasta, nu este milă. Niciodată în relația noastră cu Dumnezeu nu o să existe milă când e vorba de aplicarea legii lui Dumnezeu. Dumnezeu aplică într-un mod intransigent, fără nici un fel de rezervă, lege. Cine a murit în tabără? Cine a ascuns lucrurile în tabără? Păi nu știe Iosua. Trage la sorți, adună familiile. Păi cutare familie. Păi din cutare familie, cutare, din cutare seminție, cutare familie. Acan. Ei, Acan. E drept. Moare Acan. De ce? Pentru că Dumnezeu e drept. Și nu trebuie să confundăm dreptatea lui Dumnezeu cu mila lui Dumnezeu. În momentul când operează mila lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu mai operează dreptatea lui Dumnezeu. În momentul când operează dreptatea lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu mai operează mila lui Dumnezeu. Și ca să închei punctul acesta, că mai predic 7 minute, maxim, aș vrea să vă spun ceva foarte interesant. Doar în Hristos dragostea și dreptatea coincid. Doar în Hristos. El este și bun, El este și drept. Aleluia lui Dumnezeu! Cum
Mă întrebați prea mult. N-aș ști să vă spun. E o taină și în viața mea. Mă tot întreb lui Dumnezeu. Cum poate fi deopotrivă bun și drept? Dar cert este că în Hristos dragostea și iubirea și dreptatea coincid. Și pentru asta se merită să ne închinăm înaintea Lui și să spunem slăvit să fie numele Tău, Dumnezeule. Aleluia! În al treilea rând, în această seară, este vorba despre justiția lui Dumnezeu. Adică acea parte sau acel moment care, de fapt, ne vorbește despre dreptatea Lui oficială. Adică, legea descoperă voia lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. Dreptatea este o aplicare a legii lui Dumnezeu. Justiția lui Dumnezeu este acea parte din fenomenul acesta juridic în care dreptatea lui Dumnezeu pur și simplu se aplică. Se aplică. Nu vreau să vorbesc despre asta, aici este o parte foarte tehnică și nu vreau să intru în aceste amănunte. Vreau să mă duc spre ultimul punct ca să-mi rămână cele 6 minute care le mai am pentru rezolvarea acestei circumstanțe pe care aș vrea să o pun în fața dumneavoastră. O să-mi spuneți acum, am înțeles, e dreptatea lui Dumnezeu, cum operează ea, este Dumnezeu drept, e intransigent, dar oare cazuri avem în Scriptură de jurisprudență? Ăsta e termenul, dacă ar fi să ne referim la logica juridică din zilele noastre, adică practică juridică, ce s-a întâmplat cu dreptatea lui Dumnezeu, cum a operat dreptatea lui Dumnezeu în anumite situații. Vă propun să-mi urmăriți puțin cazuistica și apoi să încheiem. Vă rog să vă imaginați că avem o cauză care se judecă la instanța din localitatea Hunedoara. Mai întâi când mergem acolo, ne căutăm sala, întrebăm gardianul sau persoana care este acolo responsabilă de pază, întrebăm unde este afișierul, să vedem unde e cazul nostru, undeva pe un stâlp găsim notat cazul nostru, se judecă la camera C310. Ne ducem acolo, pe ușa camerei este afișat, este afișată ordinea, ne dăm seama, suntem pe ordinea numărul 7, ca să luăm un număr de săvârșit în contextul unei judecăți, oarecum, știu eu, drepte sau nedrepte, vedem noi la urmă. Așteptăm cu sufletul la gură, se judecă primul caz, al doilea, al treilea, al cincelea, al șaselea caz. Ne vine rândul, intrăm înăuntru. Completul este format din 2 judecători. Se face apelul, este întrunită condiția minimă prevăzută de lege să fie judecat cazul nostru, mai apoi se face rechizitoriul, se discută subiectul, se dă cuvântul apărătorilor, tensiunea e maximă, problema noastră este extrem de gravă. Suntem ultimii. Completul de judecată are timp să analizeze mai cu atenție. După ce se trec toate fazele acestea, la un moment dat, completul se retrage pentru deliberare. Minutele trec extrem de greu. Deși n-au trecut decât 5 minute, ni se pare că totul a durat o veșnicie. Se întoarce completul, președintele de ședință pune mâna pe ciocănel și rostește. În cazul dumneavoastră, sentința e următoarea. Vinovat. Se pedepsește cu închisoare pe viață. În momentul acela, totul se termină. Tot cerul se închide. Toate visele se spulberă. Familia, soția, copiii, prietenii și viitorul. Numai că aici apare o problemă.
În momentul în care se rostește sentința, în momentul acela, din perspectiva lui Dumnezeu și din perspectiva dreptății lui Dumnezeu, intervine cineva și spune următorul lucru. Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să vă spun un lucru. Pedeapsa o iau eu. Pedeapsa mi-o asum eu. Eu sunt cel care am plătit o cauțiune și cauțiunea aceasta este valabilă și în cazul acesta. Merg eu în locul lui. Știți cum se numește lucrul acesta din perspectiva Scripturilor? Lucrul acesta se numește har. Har. Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Dacă avem imaginea în minte că har înseamnă lipsa păcatului, ne înșelăm amarnic. Nu știm ce este harul. Harul fără păcat e fără obiect. Harul în absența păcatului nu are ce opera. Harul este nimic altceva decât o deconspirare, decât o descoperire a unei plăți, a unei vinovății extrem de mari. Dar cu cât vinovăția aceasta este mai mare, spune Apostolul Pavel în Cartea Romanilor, harul lui Dumnezeu este și mai mare. Adică este vorba de o putere, este vorba de o lucrare extraordinară a lui Dumnezeu. Este vorba de un păcat care în dreptatea lui Dumnezeu se plătește. Dar este vorba de o dreptate pe care Hristos Domnul în fața lui Dumnezeu Tatăl a satisfăcut-o pentru totdeauna. Și această satisfacere a dreptății lui Dumnezeu se numește har și ni se dă nouă prin credință. Și cine crede în seara aceasta în harul acesta lui Dumnezeu, pleacă acasă și este liber pentru totdeauna. Slăvit să fie numele Domnului! Astfel, dreptatea lui Dumnezeu rămâne dreptate și harul lui Dumnezeu devine operant pentru fiecare dintre noi. Și de asta noi ca biserică rămânem în picioare și trăim, de asta noi ca biserică mergem înainte, pentru că în viața noastră operează harul lui Dumnezeu. Care hara lui Dumnezeu satisface dreptatea lui Dumnezeu și ne dă nouă bucuria să mergem mai departe. Slăvit să fie numele Domnului! Aș mai vrea să fac o remarcă aici. Există în teologie anumite voci care spun că Iisus Hristos a plătit un preț pentru noi. Cu precădere când se vorbește despre ideea aceasta de răscumpărare, cei mai mulți sunt tentați să spună că Dumnezeu Hristos ne-a cumpărat din mâna diavolului. Ascultați-mă! Nimic mai fals decât asta. Hristos s-a dus la cruce. Nu să ne cumpere din mâna diavolului. S-a dus la cruce să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Ăsta este rolul lui Hristos la cruce. Hristos la cruce nu plătește nimic diavolului. Hristos la cruce dezbracă stăpânirile și puterea diavolului. Pentru că luându-ne cu sine acolo la cruce, satisface într-un mod plenar, într-un mod desăvârșit dreptatea lui Dumnezeu. Astfel eu sunt păcătosul acela care plecându-mă la cruce beneficiez de harul lui Dumnezeu, cred în lucrarea aceasta lui Hristos și eu beneficiez de justificarea lui, de îndurarea lui și sunt socotit neprihănit prin credința lui Dumnezeu, având ulterior pace și trăind pentru el pentru totdeauna. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Au trecut 7 minute? V-ați uitat la ceas? Nu v-ați uitat, păi de ce? Hai să încheiem înțelept și frumos și să facem o scurtă recapitulare și apoi să mergem acasă să ne așezăm în harul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu descoperă voia lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. Nu putem vorbi despre o dreptate fără legea lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu se va raporta la altă lege. El nu se raportează la legea oamenilor. El este sfânt. El este drept.
își întemeiază învățăturile pe dreptate și le ține cu mare credincioșie. Adică Dumnezeu nu o să fie azi credincios, mâine nu. Credincios pentru totdeauna. Aleluia lui Dumnezeu! De aceea îndemnarea practică în această seară este următoarea. Să ne încredem în credincioșia lui Dumnezeu. Dacă în lume există sau nu dreptate, mai puțin important. Cu siguranță, Dumnezeu este drept. Apoi, dreptatea este nimic altceva decât aplicarea legii lui. Justiția lui Dumnezeu este acea lege sau acea lucrare oficială a lui Dumnezeu, despre care n-am vorbit în seara aceasta și nu cred că are mare importanță. Practica e următoarea. La cruce ne-a luat cu sine. La cruce a satisfăcut dreptatea Tatălui. O dreptate pe care nimeni nu putea satisface. Că dacă eu aș fi putut să mă mântuiesc prin forța mea, prin puterile mele, n-ar mai fi venit Hristos. Dar Dumnezeu este atât de drept încât nimeni n-a putut să o facă. Singurul care a reușit este Fiul Său. Numele Lui este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. El acolo satisface dreptatea lui Dumnezeu. Și această seară invitația Lui este pentru fiecare dintre noi. Să credem în lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Astfel, pe de o parte, înțelegând păcatul și gravitatea lui, vom înțelege că doar harul lui Dumnezeu poate rezolva problema aceasta. Har înseamnă o descoperire, o înțelegere a păcatului, dar înseamnă în același timp înțelegerea lucrării lui Hristos la cruce. Și de aceea în seara aceasta, frați și surori, îndemnarea este următoarea. Odată ce am primit harul lui Dumnezeu, să trăim în așa fel încât să nu facem zadarnică lucrarea Lui. Și dacă e să-mi doresc ceva pentru dumneavoastră și pentru mine și pentru slujirea în care Dumnezeu m-a chemat, e următorul lucru, toți de aici. Să trăim în așa fel încât să onorăm harul lui Dumnezeu. Eram copil. Într-o zi, se întoarce tata de la servici și îmi dă 25 de lei mie și 25 de lei fratelui meu. Îl cheamă Dani. Ne dă banii aceștia spunându-ne, uite, mergeți la magazin și cumpărați-vă un dinam pentru bicicletă. Era un magazin în oraș unde găseai dinam la bicicletă. Nu mergea farul. Acum să nu vă imaginați că era un dinam de la nu știu de care. L-am montat și maică tot nu mergea, știți. Dar eram făloși, bucuroși că merge farul, că ne-a dat tata bani să ne cumpărăm dinam. Pentru mine 25 de lei erau avere. Și în drum spre casă, fiecare cu dinamul lui în mână, mă uit la fratele meu. Fratele meu se uită la mine. Și îndrăznesc să deschid dialogul și spun, mă, Dani, tu îți dai seama cât ar trebui să-l ascultăm noi pe tata de aici încolo când ne-a dat bani să ne cumpărăm dinam la bicicletă? Oameni buni, vă dați seama cât ar trebui să-l ascultăm noi pe Hristos și pe Dumnezeu când ne-a iertat toată vina, cu aplicat toată dreptatea și că prin sângele Lui de la Calvar noi toți suntem liberi? Dumnezeu să ne binecuvinteze! Așa să ne ajute și să ne dea har în continuare. Amin.